În moment ce viitorul este cer și mergem în această direcție, no matter what, orice s-ar întâmpla, și mai ales cu orice preț, îmi amintesc de o recesie apărută în urmă cu 15-20 de ani, la cartea lui Arno Mayer despre începuturile regimului sovietic stalinist în anii 30, era citat acest pasaj. Primul plan cecinal sovietic a reușit, cu excepția faptului că au murit 1 milion de oameni. Depinde să definim care sunt criteriile. Și dacă ajungem la termenul de progres istoric, acum este permis să citesc, sigur, e o carte pe care mulți din neostângiști nu o iubesc foarte mult, dar e o carte extrem de importantă, două volume transe și românește, Memoriile Nadejdei Mandelstam. Povestea această extraordinară scriitoare care a fost Nadejda Mandelstam, despre soțul ei, unul din cei mai mari poeți ai Rusiei în secolul al XX-lea și până în toate timpurile, Osip Mandelstam, mort în gulag, povestea că el însuși relata că, fiind copil la vârsta de 5 ani, a auzit pentru prima oară cuvântul progres și a izbucnit în plâns. Vă dau pasajul exact. De ce a, altă temă de conferință, de ce a plâns Mandelstam la 5 ani? Dar știu că atunci când Nadejda Mandelstam a utilizat această imagine, a vrut să spună ceva foarte atât. Progresul devine, iluzia progresului devine, de fapt, o justificare a tuturor abominațiunilor în numele faptului că mergem înainte. Din nou, mergem la Istrati, mergem la alții, din primii mari deziluzionați. De fapt, Istrati este primul care relatează, în timpul vizitei sale în URSS, la mijlocul anilor 20, relatează, de acum vede tot felul de lucruri care scot din sărite și întreabă de ce, și sunt cele două răspunsuri clasice. Când se taie pădurea, vrei să sară și așchi, când ai copaci, sară și așchi, sau mai cealaltă variantă, nu se poate face omletă fără să spargi ou. După mulți ani, un mare gânditor liberal, Isaiah Berlin, în cartea sa de Crooked Timber of Humanity, sau Lemnul strâng din care e făcută umanitatea, lemnul strâng din care este plăsmuită și așa mai departe umanitatea. E bine, spunea Isaiah Berlin, pe bună dreptate, până în prezent umanitatea a văzut milioane și milioane de ouă sparte și nimeni n-a gustat acea omletă. Deci, și aici ajung la tema, care e foarte importantă, a celor care astăzi ne vântură tema, ne vântură imaginea ceea ce îi numesc ipoteza comunistă. Ipoteza comunistă, care spun încă și încă și încă o dată, trebuie să o testăm. Ca și cum testarea pe peste 100 de milioane de victime nu ar fi fost suficientă. Dați-ne încă o șansă să mai încercăm să facem acea ultimă omletă a salvării universale și după aceea veți vedea ce bine vom trăi în Paru, cum se spune Mihai Parusia, nu? Da, în cursul, cum ai spus, cum să o formuleză? Escator, mersi de... Încercam să evit jargonul și mai vorbim Parusia pe Escator. Deci în starea de izbăvire universală, să spunem, în care toți suntem într-un fel de un fel de ordine portere, ca lux, ca al nevoluite. Deci am discutat și progresul. Deci, câteva exemple. După ce am încercat să discut. Deci, am văzut ce a spus Valori Carvalho, de ce se produce, eu spunea, fixarea, înghețarea viitorului, într-un pattern în raport cu care nu mai este nicio dorare. Viitorul este știut, trecutul este plastic. În raport cu trecutul putem face orice. Spunea Orwell, face și căzunat clasic al acestei literaturi, spunea Orwell, în regimul de totalitare, nimic nu este mai imprevizibil decât trecutul. Și, într-adevăr, trecutul a fost mereu imprevizibil. Era rescris și refalsificat și superfalsificat și așa mai departe. Bun, câteva exemple că am spus că o să trec la ele. Exemplul Partidului Comunist Grec. În Times Literary Supplement din 29 aprilie 2011 avem o cronică lungă, de mai mult decât o cronică, un eseu de Maria Margaroiș despre memoriile lui Eli Papa. Eli Papa venea cu o familie de intelectuali celebre greci care s-a căsătorit cu cel ce avea să devină probabil figura emblematică a eroismului comunismului grec, Nicos Beloianis. Nicos Beloianis a fost executat în 1952 la Atena, în urma unui proces pentru conspirație, sabotaj și trădare. Era după două războaie civile în Grecia, războiul civil 44-46 și războiul civil 47-49. Am studiat comunismul grec, deci le știu la nivelul de bătălii. Deci am ales două
războaie civile și frontul, ca să discute aceste lucruri. Deci, Nicos Dionares vine și el cu armata, așa numită armata democratică greacă, ADG, în democrațiile populare, se întoarce, trecut peste frontieră și reorganizează, într-o țară care mai comunist era interzis, reorganizează Partidul Comunist, este prins, arestat împreună cu soția sa, soția sa gravidă în momentul respectiv, și din acest motiv ea n-a fost executată, n-a fost condamnată la moarte. Ce știm acum? Și este, de fapt, cea mai puternică dezbatere în Grecia contemporană, clipa în care vorbim. Apariția anul acesta a memoriilor postume a lui Eli Papai a fost arestată, procesul a avut loc, Pelanis a fost condamnat la moarte de un tribunal militar, proteste extraordinare, este una din acele cozi celebre ale războiului rece, echivalentul pentru această parte din Europa a procesului soților Rosenberg și a altor procese faimoase din perioada războiului rece. Nu poți să te ocupi de războiul rece fără să nu menționezi momentul Pelanis. Ne mutăm, ca să spun astfel, de la istoria Balcanilor la Borges. A fost tratat de discursele povestirea lui Borges, tema trădătorului și a eroului, care se petrece în timpul Revoluției Irlandeze. În cazul de față, eroul nu era trădător, dar a fost trădat. Și trădătorii îl transformă în icoană, după ce este lichidat. Ea este, interesant, într-o scurtă paranteză, foarte, foarte scurtă, Eli Papa, povestește, pe bază de documente pe care le-a studiat, după 1967, când se termină dictatura, toate fără dictatura în Grecia, Eli Papa povestește că în curtea tribunalului militar, erau trei judecători militari, cel mai tânăr, un tânăr capitan în armata greacă, care a votat împotriva acelui izoratul de Alexandru, care a spus o treză de doctorat, care ca subiect multe din aceste chestiuni, e foarte interesant cine a votat singur, care a votat împotriva sentinței capitale în cazul Beloiaris, un tânăr capitan cu numele Giorgos Papadopoulos. În 1967, Giorgos Papadopoulos devenea dictator militar al Grecii. Pentru generațiile mai tine, poate nu sunt așa cunoscute, dar ca să înțelegeți criza actuală din Grecia și rolul familiei Papandreou și așa mai departe, toate aceste teme sunt legate foarte puternic unele cu celelalte. Bun. Ce avem în cazul Eli Papa? Ea ajunge în închisoare și în închisoare vine în această familie absolut idealistă. Fratele este un cei mai mari scriitori, a fost un cei mai mari scriitori ai Greciei. Cunoaște lumea ierarhică, de unde până atunci trăise într-un idealism absolut. Cunoaște lumea extrem de ierarhizată și sordidă a nomenclaturilor comuniste în închisoare. Pentru cei care am studiat comunismul românesc și știm ce se petrecea în lagărele și închisorile comuniste, era extrem de ierarhizat. Dacă veneau pachete de închisori, pachetele mergeau cu mâncare, mergeau totdeauna la tovarășii din conducere. Deci totul era exact ceea ce nomenclatura pe care noi o știm după venirea lor la putere, de fapt începuse bine mersi chiar din închisori și lagăre. Și el descrie atmosfera lagărelor din Grecia 54-55, pentru că ea a stat în lagăre între 52 și 64, prima fază. A stat valorat în vreo 17 ani închisoare. După 1967 a început să-și scrie memoriile, a decis să nu le publice, a vrut orice legătură cu Partidul Comunist din Grecia. Să țineți minte că Partidul Comunist din Grecia este unul cele mai active în momentul de față în mișcările din Grecia și nu este un partid care a pierdut puterea, ci potrivit un partid care crește în momentul de față. Și care a jucat și joacă un rol foarte important. În aceste memorii, sunt două lucruri de spus. În aceste memorii este extrem de directă și despre atmosfera, care este o cultura politică a comunismului grec. Și vreau să dau un citat care mi se pare extrem de, extrem de puternic, pe dacă îmi regăsesc citatul respectiv, dacă nu, nu o văd. Publicarea postumă a acestei cărți poate să fie considerată ca un fel de ispășire. O împlinire a ultimului intern al lui Beloianis, aveți și poza ei la proces, în 1952, de promărturie, a ultimei intern al lui Beloianis, ca Eli să trăiască de dragul copilului, să vorbească, că el a înțeles ce s-a întâmplat, și să se răspunde. Deci ăsta a fost ultimul lui intern, discuția dintre ei. Răspunarea ei sub forma acestei cărți, publicată după, în care ea definește stalinismul, și cartea este, înainte de orice, este recenzia, un avertisment împotriva stalinismului, interesant, nu comunismul, dar putem să acceptăm pentru moment, pe care îl definește, citez, un sistem complet închis, idealist și metafizic, o formă ierarhică de organizare bazată pe societățile asiatice, teocratic,
patriarhal și platonic. Dacă vreți, în sensul acesta platonic. Este interesant că papa nu a publicat cartea și rămâne un mister de ce nu a făcut-o în timpul vieții. Mi s-a părut o definiție foarte bună a acestui tip de organizare, nu numai a lumii, ci și a gândirii. Deci, da? Acesta ar fi un caz de, de religie politică. Pentru că numai o religie politică poate duce la acest gen de angajament absolut. Despre asta este vorba. Despre comunism, citez o discuție care am avut-o cu poate principala succesoare filozofică a lui George Lucas, care a rupt cu marxismul, care a rupt cu comunismul, de la greșelă, și am întrebat, de ce nu a rupt Lucas vreodată cu comunismul? Rămâne o întrebare. Nu? De ce a putut Kolakowski să rupă cu comunismul? De ce au putut atâția, nu s-a așa de cum, să spunem un Arthur Kirsten să rupă cu comunismul, un Ignacio Silone să rupă, de ce n-a putut Lucas? La care răspuns era, fost pentru că în 1918-19, când Lucas a aderat la marxism, el nu a ales marxism, doar marxismul ca pe filozofia sa. Și des din alte șele, mi se pare că m-am gândit mult la această formulare, el s-a ales pe sine ca marxist. Deci este o problemă de identitate absolută. În momentul în care e foarte grea și de altfel, vorbeam cu acelea mai demult, există în biografia unui mare apostat, Whittaker Chambers, există o scenă în care se întâlnesc la Paris Whittaker Chambers cu Arthur Koestler și cu Margarete Buber-Neumann, alt personaj foarte important pe ce discutăm aici, și la un moment dat, toți trei spun și totuși a fost o vreme când ne spuneam tovarăși. Deci, a fi la Paris în 1960 și să aibă această discuție, pentru că ce rămâne din toată chestiunea? Căldura umană pe care comunismul a știut să o proiecteze în momente în care individul se afla într-o stare de deplină anxietate și deconcertare, dacă vreți, debusolare. Al doilea exemplu, se face acum foarte puțin timp și poate n-am să vorbesc pe român. Al doilea exemplu este din, și știți că recent, în urmă cu două săptămâni, a încetat din viață un mare romancier și eseist spaniol. Mă refer la Jorge Semprún. Multă lume a citit cărțile lui Sempruna și au văzut filmele, pentru că tocmai am vorbit despre Grecia. A fost scenaristul faimosului film Z, o zi în grecește, care înseamnă El trăiește, al lui Costa Gavras din anii 72-73, toate de genul ăsta. Semprún a fost un comunist convins în prima lui fază și a descris propria sa apostazie într-o carte care nu știu să a fost tradusă, dar a trebuit tradusă, este o carte extraordinară, care se numește Autobiografia lui Federico Sanchez. Federico Sanchez a fost un om de guerre al lui Jorge Semprún, ca membru al biroului politic. A fost și scenaristul pentru cei care sunt mai mult în filme decât în istorie politică, a fost scenaristul filmului ALN, La Guerre Fin. A fost scenaristul și multor altor filme, a supraviețuit după războiul civil spaniol, venea dintr-o înaltă familie intelectuală spaniolă, devine în 39-40, asistă la cursurile lui Alexandru Coger, la Ecole Normale Sup, sau la Colegiul de France, cum mai zic exact, despre dialectica stăpânului și sclavului la Hegel, în fenomenologie, în 41 intră rezistența franceză, în 42 este arestat, ajunge la Buchenwald. La Buchenwald, Semprún îl cunoaște, știu să-i exemplu, nu vreau să-i spun alte detalii, pentru mai am decât 6 minute. Și să văd dacă reușesc în 6 minute să concentrez tot ce am să spun. La Buchenwald, Jorge Semprún se cunoaște cu un comunist cec. Un comunist cec care se numea Josef Frank. Josef Frank, după 1945, 46-47, ajunge la înalta funcție de secretar general adjunct al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Era un comunist cec de origine evreu. Semprún, de origine castiliană. Sunt cei mai buni prieteni, ce fac ei la Buchenwald, despre Semprún în cartea sa de Scriptură la vii, Scriptura și viața, sau Scrisul și viața, se plimbă, pentru că Frank era foarte educat filozofic și el, se plimbă, atât de putem plimba la Buchenwald, vreo 10 minute înainte de a se da stingerea, destinde se și conversează despre Luca și despre istorie și cunoaștință de clasă. Tema apare mereu în romanul lui Semprún. Tema nu apare mai mult în Semprún, tema apare obsesională la Slavoj Žižek, pentru cei care sunt interesați în ipoteza comunistă, cu primele, și Žižek spune la un moment dat, care este un mare lucrașian și care îl știe foarte bine, Žižek spunea la un moment dat, că cei care au citit Lucaș până la 25 de ani, recunoaște după felul cu clipit. Suntem doi oameni care au citit Lucaș înainte de 25 de ani, din motive complet diferite,
nu știu dacă primul la fel, dar nu îmi place de religii grecă, cum se numește Horia Patavidiu și ăla este semnat. Voi a citit Lucași, da, de la 21-22 de ani, din motive de Thomas Mann, eu cred că l-am zis tot din motive de Thomas Mann, au zis de această chestiune, bun. După aceea vine momentul 1952, procesul Slansky. Procesul Slansky, unul din acuzații în procesul Slansky este Iosef Frank. În momentul acela, Forcasembrun este membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Spaniol, care își are sediul biroului politic la Praga. Deci marele mega procesul de la Praga se petrece, ca să spun așa, sub ochiul lui Semprun. Nu știu dacă nu era atunci în Franța, dar are importanță, urmărește foarte atent. Daniel Bell citează în acest text autobiografic, deci unul cei mai importanți sociologi și filozofi politici ai secolului 20, citează următorul pasaj. De ce? Și am să spun în engleză, ca să nu mai stau să traduc pe loc. Deci spune așa, când în toamna anului 52 a citit în Humanitate despre procesul Slansky, Iosef Frank, secretarul general adjunct al Partidului din Cehoslovacia, mărturisise de acum că lucrase ca agent al Gestapo-ului la Buchenwald. Semprun citește acest lucru, e vorba de prietenul lui de la Buchenwald. Ce simte Semprun în momentul respectiv? Cităm din autobiografie. Simte a strange chill ran down his spine, a trecut un fior prin șira spinării. Pentru că Frank fusese cel mai apropiat tovarăș al său la Buchenwald. Trăiseră 2 ani împreună și a simțit imediat cu acea certitudine fizică brutală care aduce adevărurile tangibile la suprafață că acuzația era falsă. Și atunci ce face? A tăcut. Deci el vorbește despre el însuși. Și se adresează lui, de fapt, în acest moment, se întrunul vorbește cu el însuși. Citez din Federico Sanchez, citat de Daniel Bell. You said nothing, however. Nowhere did you proclaim Frank's innocence or the falseness of the accusations brought against him. Had you proclaimed that innocence, you no doubt have ended up being expelled from the party. You decided to remain in the party. You prefer living in the lie of the accusations against Frank within the party to living the truth of his innocence outside the party. Frank was sentenced to death and met his death on the gallows. Nu am ce să adaug la acest citat. Bun, unde ajungem în conclusie? Ce a fost comunismul românesc în 3 minute? Comunismul românesc a fost un comunism idiosincratic și nu este formula mea, este formula de Zbigniew Brzezinski pe întors pentru pe care l-a la cartea mea s-a mis pentru eternitate. Ca spus, este un caz idiosincratic. M-am durat foarte mult să găsim și tot n-am găsit expresia cea mai bună, tot idiosincratic rămâne, pentru traducere. Cazul comunismului românesc trebuie privit prin faptul că de la început, din prima sa fază, a avut un complex de inferioritate, hai să numim complexul pe care se transita pe Tenjaui, complexul de paria. Au existat două faze în evoluția comunismului românesc, faza internaționalismului mistic sau internaționalismului fanatic sau, dacă vreți, faza sectei mesianice. Deci este prima fază a comunismului românesc. Cea de-a doua este faza stalinismului național, despre asta pot să vă răspund la ea și nu o să intru. Deci există o ambiguitate fundamentală a comunismului românesc, mai cu seamă după 1962-63. Nu aș putea să văd dacă ar găsi aici foarte bine, așa cum mai am aici. Era o carte extraordinară, că mi-a servit, dar nu am luat la timp, dar e pe care nu am cu mine. Bun. Am scris destul și n-am să intru foarte mult în caracteristicile comunismului românesc. Am preferat să dau această imagine, aceea se numește, în consonanță cu analiza făcută de Olavo de Carvalho, o analiză a spiritului revoluționar în varianta sa de tip Iacobin Bolșevic. Despre asta am vorbit aici. Cum se construiește acest spirit revoluționar? Care sunt lineamentele și care sunt invarianțe acestui spirit revoluționar? Care sunt structurile vizibile și mai puțin vizibile, structurile avuabile și inavuabile ale acestui tip de comunism. N-aș spune că comunismul românesc este unic în felul său, pentru că stalinismul național, despre care îl găsiți un întreg capitol în această carte, n-aș spune că este, pentru că îl regăsiți în Polonia, mai cu seamă după 1968, în grupul partizanilor, în jurul generalului Vyacheslav Mocar și ministrul de interne, Nebo, îl găsiți în Republica Democrată Germană, puternic
în deopotrivă în armată, în securitate, în FDJ, care era Praia Deutsche Jugend, UDC-ul german și așa mai departe, este german.